Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E o blogăriță chineză, o vlogăriță de fapt chineză, specializată pe mâncat. A fost... știi cum este cu specializarea pe mâncat, Luca? Mănâncă în fața camerei. Da, se cheamă mukbang. Așa se cheamă fenomenul. Da. Și mănâncă, ei se filmează când mănâncă și alții îi plătesc pentru asta. Asta mi se pare genial. Da. Deci ia-ți un pic și notează cum se face. Dar nu știu dar cum ne joacă, toți chinezii aia care fac chestia asta sunt foarte slabi. Da. Și mănâncă de rupă, adică tu n-ai putea să mănânci atâta în viața ta. Păi de asta nici nu pot să fac treaba asta. Că dacă aș fi putut, nu mai era. Ai fi lansat. Ai fi un fenomen. Da. Bun, deci vlogărița asta chineză, specializată pe mâncat, a fost amendată cu 18.500 de dolari. Da. În yuan de banilor. Pentru că a găsit și păpat rechin mare alb. Rechin mare alb, Carcharodon carcharias, marele alb, așa îi spune. Ăla din jos, practic. Din fălci. Yes. Spielberg. Domnișoara Jean. Tizi. Pe numele de scenă a cumpărat deci un rechin de 2 metri de pe Alibaba. A dat vreo 1000 ceva de dolari pe el. L-a tranșat, gătit și mâncat live. Bă, tot? Băi, sper că nu. Asta o fie aia care mănâncă tarantule vii și alte alea, deși molfe ca toate visele nu cred. Mănâncă. Nu cred. Face așa. Ăla e alt stil. Da, păi știi că este semn de politețe să faci așa, știi? Da? Da. În ce Asia, tare. Da. Când am fost în Japonia, era nenorocire. În orice cârciumă intram să mănânc ceva, mai ales ramen, mamă, se sorbeau noodle și aia, pastele alea, spachetele, că împroșcau în toate părțile. Am remarcat și asta. Știi că primești niște babețici de-astea de hârtie dacă vrei. Uh-huh. Pentru că te văd că ești străin și îți oferă. Că tu nu știi cum să mănânci fără să te stropești. Dar ăia-i naibii, ăia slurpăie de n-au nicio treabă. Este gălăgie în cârciumă de cum se slurpăie și unul nu dă mă pe cravată nimic. În timp ce tu când pleci de acolo, jumate de supă aia este pe babețică. Eu am fost în urmă cu vreo 6 ani în Hong Kong. Da. Și am fost în mai multe cărciumi, evident. Și acolo, evident. Nu știu cum e în Japonia, dar acolo în Hong Kong nu ai masa ta. Te așezi unde găsești loc. Și puteau fi 4 persoane care erau complet străine la aceeași masă, da? Da. Și ne-am așezat la o masă de asta, unde mai erau niște cetățeni care mâncau. Bă, nene, era... zice că sunt la zoo. Adică... era un clefăi. Exact. Toți făceau ca toate, făceau o lingură plată așa și cu coada încovoiată și mâncau cu o viteză uluitoare. Uluitoare și cu bețele, mănâncă cu bețele orezul. Zici că-s păsări. Și au de clang, 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 clang. Da, nu știm cum o fi făcut domnișoara Jean rechinul. Sunt curios cu ce l-a... aș vrea să văd înregistrarea, dacă mai există pe undeva. Cu ce l-a gătit? Cum a făcut vreo saramură de rechin? A făcut plachie ceva? Cum se face la noi la mare? Bă, ne-am mâncat rechin... Nu, că asta e specie protejată. Asta zic, dar bănuiesc că e tot pe acolo, știi? Ca la vită. E... Da. Dacă mănânci bălțată sau mănânci angus, sunt niște similitudini. Exact. E bun steak-ul de rechin. Da. Domnișoara Jean are aproape 8 milioane de abonați pe rețea de tip TikTok în China. A mai mâncat strut și crocodil. Ceea ce nu mi se pare cine știe ce. Struț a fost și la noi într-o vreme, nu știu dacă, nu cred că se mai găsește. Se mai găsește, nu prea e popular. Crocodil nu. Șopârle avem, dar crocodil mai puțin. Crocodilul e protejat. Da, asta este. Mukbang, cum spuneam, caută specii protejate aici. Problema, au amendat, au prins sau nu știu ce, o grămadă de bani amendă. Un alt vlogger, Mukbang, a fost arestat, de exemplu, în urmă cu ceva timp, pentru că a mâncat o specie protejată de melc de mare. Rapană. Cum ar veni? Mai nebii, dar știi, dacă puneau și pangolinul pe lista de specii protejate, măcar scăpa de COVID. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.